Acum când pardoul morții se pogoară asupra mea, voi abandona orice dorință și orice atașament. Voi pătrunde netulburat în conștiința clară a învățăturii și îmi voi expulza conștiința în spațiul lui Rigpa nenăscut. Părăsind acest trup din carne și sânge, voi ști că el este doar o iluzie efemeră. În prezent, corpul nostru este fără îndoială centrul întregului nostru univers. Îl asociem fără să ne gândim cu sinele și cu egoul nostru. Și această asociere falsă și necugetată ne perpetuează iluzia existenței noastre concrete, inseparabile. Deoarece corpul nostru pare să aibă o existență atât de convingătoare, eu pare să existe și la fel tu pare să existe. Și întreaga lume dualistă, iluzorie, pe care nu încetăm nicio clipă să o proiectăm în jurul nostru. Ea capătă în ultimă instanță un aspect solid și real. Când murim însă, toată această construcție compusă se prăbușește dramatic în bucăți. Într-o formulare extrem de simplă, ceea ce se întâmplă este că la nivelul cel mai subtil, conștiința continuă să existe fără corp și traversează o serie de stări numite barbă. Învățăturile ne spun că tocmai din cauza că nu mai avem un corp în stările bardo, nu există niciun motiv să ne temem de vreo experiență oricât de terifiantă pe care am putea o avea după moarte. La urma urmei, ce rău i s-ar putea întâmpla unui non-corp? Problema însă este că în bardo majoritatea oamenilor continuă să se agațe de un fals sentiment al sinelui, care la rândul său se agață fantomatic de soliditatea fizică. Gândiți-vă așadar la momentul morții ca la o stranie zonă de grație a minții, o țară a nimănui în care, pe de-o parte, dacă nu înțelegem natura iluzorie a corpului, putem suferi vaste traume emoționale atunci când îl pierdem și în care, pe de altă parte, ni se dăruiește posibilitatea unei libertăți nelimitate ce izvorește tocmai din absența aceluiași corp. Prin urmare, ce se întâmplă în moarte este că există un interval. Există un interval. Diana Cetărchi, mulțumesc că suntem aici. Uite, mă gândeam, ce introducere într-o emisiune de divertisment? Moarte, oameni buni, nu? Moartea pe care noi o izgonim fără niciun fel de, cum să spun, de rezervă. Să trăim veșnic? Trăim veșnic cu... Era să facă reclamă la o cremă. Trăim aia veșnic. Aia de față. Culmea este că trăim veșnic. Da, în corp. Asta este ideea. Culmea e că trăim veșnic, în altă găilă. Nici nu ne-ar plăcea să purtăm în veșnicie aceeași haină, același corp. Așa că trebuie să mai primenim hainele, să ne mai schimbăm rolurile. Ar fi plictisitor. Da. Tu te-ai plictisit până acum de ceva din propriul tău corp? Nu, ar fi ca și cum un actor ar trebui să joace același rol într-o veșnicie. Da. Nu s-ar mai numi actor. Mi-ai spus și că... noi suntem actori pe scena vieții, spunea Shakespeare. Tu ți-ai ales profesia de actor și regizorul tău, da, să vin la fundamentele tale profesionale, pentru a te vedea mai bine cum naști, renaști și mori. E foarte interesant. Da, spuneam că pe mine teatrul, am vrut să fiu actriță de la 3 ani, de la 2 ani, de la 5 ani. Nu, prima oară am vrut să fiu cosmonaut. Cosmonaut? Da. Îmi doream să vizitez alte tărâmuri. Așa, și pe urmă am vrut să fiu actriță și mă gândesc acum... în retrospectivă, că de fapt, fiind actriță, nu mi-am dorit să fiu vedetă sau nu știu, să ajung să iau Oscarul la Hollywood, ci m-a interesat fenomenul. Uh-huh. Fenomenul, ce este în spatele acestui lucru, cum se întâmplă de schimb rolurile, cine e regizorul acestei mari înscenări, da, care da. De fapt e viața.
Și am găsit că teatrul este pentru mine o școală în a învăța despre spiritualitate. Și m-a bucurat când în cartea tibetană a vieții și a morții a lui Soghyal Rinpoche, din care am citit. Da, Herald. Și acum hai să profit ca să îți ofer din partea editurii Herald și la Maieșe introducere în tantra, transformarea dorinței. Și asta poate vorbim despre dorință. Da, drag, uite, ceea ce este. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Da. Deci ca să-mi continui ideea, m-a bucurat că și Soghyal Rinpoche, maestrul Soghyal Rinpoche, face această asemănare cu momentul morții, când o actriță frumoasă se machiază în fața oglinzii pentru ultima reprezentație. Pentru că, de fapt, actorul nu moare niciodată, ci schimbă doar rolurile. Schimbă doar rolurile. Și în momentul în care știi că asta e ultima ta înfățișare și momentul machiajului, ultimului machiaj. Deci când, cumva ți iei la revedere de la acel machiaj. Cumva ți iei la revedere de la... Când te uiți în oglindă și vezi ce este în spatele machiajului și cauți să afli ce va continua mai departe cariera ta de actor, ce alt rol ți-ai dori să joci, poate ai chiar în perspectivă un alt rol și te și gândești cum ar putea să fie, este exact ceea ce se întâmplă în acest interval și am să continui. Neapărat, neapărat, pentru că aici sunt lucruri de o profunzime fantastică. Este un fantastică. Spațiu încărcat de vaste posibilități. Toate posibilitățile. Este momentul unei enorme și rodnice puteri, când un singur lucru contează sau ar putea să conteze. Cum anume este mintea noastră? Cum e mintea noastră? Exact. E și aici o sumă de neînțelegeri. Despuiată de un corp fizic, mintea rămâne goală, revelându-se în mod surprinzător, drept ceea ce a fost întotdeauna arhitectul realității noastre. Mintea rămâne goală. Da? Fără gânduri, adică. Fără gânduri. Fără gânduri. Și aflăm că, de fapt, realitatea în care am trăit, rolul în care am trăit, era generat de mintea noastră. Și de gândurile și de pe gândurile care din mintea noastră. Da, da. În momentul când e spațiul ăsta gol de pauză, ajungi la adevărata cunoaștere. De fapt, te întâlnești cu tine. Ăla e momentul în care, de fapt, te întâlnești cu tine veșnicul. Și noi fugim în gânduri, fugim în acțiuni, în toată viața asta noastră tumultoasă, de acest spațiu de pauză. Pentru în care că suntem obișnuiți să jucăm. Obișnuiți să jucăm. Nu să fim. Uh-huh. Jucăm rolurile. Da, da, da. Jucăm și atunci construim. A, eu sunt ăla, sunt rău, sunt bun, sunt, a, trebuie să fiu așa. Ne construim masca, ne construim rolul, ne construim viața, ne construim imaginea. Imaginea, imaginea mai ales. Da. Sigur că vedeta da. Sau din potrivă, da, omul discret. Sau cerșetorul. Da, da. Dar suntem, ne identificăm cu ceva. Uitând că în spatele acestei măști este supremul nostru eu, care este divin. Prin teatru ai ajuns la aceste realități? Prin teatru sau am înțeles pe cum să spun, pe pielea mea, pe celulele mele, că lucrurile sunt undeva mai departe și pe urmă am avut norocul să întâlnesc niște maestri și să mă îndrept spre spiritualitate. Tare, sunt curios, poți să-mi spui în ordine cronologică cum sunt momentele din viață în care fiecare obstacol, fiecare cumpănă, necazurile, cum ar spune în mod foarte concret, necazurile ne fac cel mai mare serviciu și ne învață cele mai mari lecții de viață. Necazurile, bineînțeles. Și nu bucurile. Și bineînțeles. Pentru că atunci se face declicul. Și într-un moment greu al vieții mele, pe care acum îl consider ca o intersecție benefică, da, am hotărât să fac o excursie la învățăturile lui Dalai Lama. Și în această excursie, pe lângă
Dalai Lama, am întâlnit și alți maestri și am avut niște experiențe care mi-au demonstrat existența acestui șir de încarnări. Adică eu nu mai am dubii. Nu mai ai dubii? Nu mai am dubii că există samsara. Sunt... Nu mai, este un am, lucru am deosebit. Am trăit acest lucru, mi-am vizitat ai, niște... Ai trăit? Pentru mi-am... că frica de moarte e prototipul tuturor fricilor, pentru care noi ne construim măști, ne construim cetăți, ne construim ziduri. Eu cred că frica de moarte a... Să nu uităm că dacii mureau cu zâmbetul pe buze. Da. Da. Deci, și când noi în spațiul ăsta plângeau, avem... Da. Avem avem o altă moștenire. Eu cred că frica de moarte, nu sunt așa de doctor să spun momentul în care a venit ulterior această frică de moarte, care nu este naturală. Și există zicale și în limba română, trăiește-ți fiecare zi a vieții ca și cum ar fi ultima. Deci tot timpul să ai perspectiva morții, care este cel mai bun reper pentru viață. Cum îți trăiești viața? E foarte important cum trăiești și mai important este cum mori. Cum mori. Frica de viață este un fel de... Pentru că viața nu înseamnă nimic moarte. Fără moarte. Da. Este ca și cum te-ai duce la școală și n-am bacul, n-am examenul de trecere. Adică moartea este examenul de trecere, este bacul, este... Știi ce mă gândesc acum, Aliana? Ar trebui să creăm niște urări pe tema asta, nu? Urări care... Noi ne urăm cele bune, dar de ce să ne urăm și necazuri care să ne învețe, să ne urăm și o moarte superbă? Știi de ce nu ne urăm necazuri? Pentru că, de fapt, din perspectiva asta, necazul nu mai e necaz. Când îți faci o urare... Este o binecuvântare că da. Ți s-a întâmplat ceea ce ți s-a întâmplat și în acel moment ai ajuns... Să deschizi alte porți și să vezi că, de fapt... Să fii binecuvântat cu o catastrofă în viața ta, cum sună. Eu nu cred în catastrofe. Da. Nu cred în catastrofe. Lucrurile, cum spune maestrul meu, Tampai Rinpoche... Tampai Rinpoche, trebuie să spunem că este visiting professor al Universității Spiru Hareș, da. O să țin o conferință în următoarea perioadă, nu spunem când, că să fie dincolo de vieții de timpuri. Așa. Da. Da. Spune că toate fenomenele în univers sunt în esență bune, pozitive. Toate. Totul contează, ceea ce transformă aceste fenomene bune în necaz sau catastrofă, nu știu, este atitudinea minții noastre. Da. Este cum privim noi acel eveniment. El în sine este un eveniment bun. Care are un scop. Care are un scop. Dar scopul pentru că întotdeauna nimic nu e fără scop. Îl constați a posteriori, după ce îți dai seama de valoarea lui și nu ai decât să te tot revolți în momentul respectiv. Da. Dacă ai avea mintea trează și conștiința trează și ai ști că acel moment este unul revelator care te ajută să faci pasul următor. Să deschizi încă o ușă înspre necunoscut, înspre cunoașterea de... Că acest necunoscut, de fapt, este acea minte, acea natură a minții, care nouă încă nu ne este cunoscută, pentru că nu avem obiceiul, abitudinea de a, ceea ce spun toți inițiații, de a medita, de a poposi în natura minții tale, în cea reală. Fără să lași mintea maimuță, monkey mind, să-ți tulbure cu gânduri, cu pofte, cu dorințe. 60.000 de gânduri producem spontan, zilnic, ceva de genul ăsta. 60.000, foarte mult. Și deci avem ce combate. Mulți, probabil popoare întregi, 80, 90, 100% și mă inclui și pe mine, trăim într-o formă de inconștiență. Gânduri, luminăm gânduri, suntem procesori de gânduri. Și nu ne dăm seama cine generează gândurile, apropo de natura minții. Și apoi, ideea asta de natura minții e foarte greu de... Nu se înțelege, cred că se realizează. Cum? Ce zici? Să realizezi, nu să înțelegi. Că de ce să înțelegi? E un fenomen intern. Singurul lucru pe care ți-l explică un maestru este, cel puțin mie mi s-a întâmplat așa, este că natura minții este momentul dintre două gânduri. Și acest interval dintre două gânduri trebuie să-l mărești. Cu cât meditând te observi și observi cum ți s-a născut un gând care și îl lași să vină și pe urmă îl alungi ușor și revii iarăși la starea de non-gând,
Intervalul ăsta dintre nașterea unui gând și moartea unui gând trebuie să se mărească din ce în ce mai mult până când ajungi într-adevăr să meditezi în totalitate și ajungi să accesezi natura minții. Să vezi spațiul acesta, zis natura minții. Da. Ce frumos ai spus, să moară un gând. Da. Să naște un gând și moare un gând. Da. E spațiul dintre naștere și moarte. Uite, mi se naște trebuie acum, să se mărească, să se naște acum da, un gând. Da, și pe măsură și se mărește spațiul dintre naștere și moarte, pe aceeași măsură devenim mai conștienți și conștientica. Conștiința e sursa tuturor, să vedem ce facem. De exemplu, în acest moment, noi suntem conștienți că suntem în studio și facem o emisiune. Și că, de fapt, e o iluzie. Și apoi, oamenii care se uită la noi, nu? Ce fac? Se uită la noi și nu-și dau seama că în acest moment, de fapt, sunt în aceeași formă de iluzie mentală, perceptivă și că în spatele iluziei mentale este un fundament. Natura minții, un ceva. Deja sună destul de mistic. Eu sunt convinsă că toți oamenii au avut măcar un singur, mă fac ca Andy Warhol, fiecare a avut cel puțin 15 minute de glorie. Fiecare. Într-o viață. Da. Asta e faimoasa lui Andy Warhol. Da. Eu cred că toată lumea a avut un moment de pauză, de gând. Nu există. Da. Deci, cred că orice om a avut această experiență de non-gând. Fie că s-a întâmplat într-un moment de accident, fie că pur și simplu. Hai să revenim la tine, că mă interesează. Cum ai ajuns la Dalai Lama? Am ajuns la Dalai Lama, întâlnit personal. Am avut niște revelații și pe urmă viața m-a adus la Master Tampai. E, cum s-a întâmplat? O prietenă de-a mea mi-a povestit că vine Master Tampai din Nepal și predă învățătura lui Buddha Amitabha. Chiar cu Buddha Amitabha, așa l-am cunoscut pe Master Tampai. Și ai ajuns în Nepal? Nu, am fost întâi, am ajuns la curs. La curs. După care n-am încetat să mă duc la toate conferințele pe care le ținea și toate învățăturile pe care le-a dat venind în România. Și la un moment dat am îndrăznit să îi mărturisesc că cu ani în urmă, când am început eu să meditez prima oară, pentru că prietena mea, o regizoare și dramaturg americană, a cărei piesă tocmai o puneam în scenă, a venit în România și mi-a zis, eu la ora 4 meditez. Așa că hai să ne punem să medităm, e 4 fără 5 și țin minte că acum ne-am așezat pe covorul din sufragerie, sub masă, așa. Și a început să spună cum pornesc niște ramuri care se duc în fundul pământului și în sus. O meditație ghidată. Da, meditație ghidată și în sus crește coroana copacului și se întâmplă un schimb între seva de energie și de viață din pământ și seva spirituală care vine din cer. Și ea spunea și în momentul ăla pe ecranul minții mele a apărut o imagine. Și acea imagine era un călugăr, ulterior am aflat că e budist, pentru că avea hainele pe care, roba pe care am recunoscut-o la Master și la Dalai Lama, care stătea în poziție de meditație zâmbind și în fața lui era un râu. Zic, Doamne, și sentimentul ăsta de profundă seninătate și căldură și asta iubire. Asta în timpul meditației ghidate. Da, deci în prima mea meditație. Și i-am spus lui Master Tampai, Master Tampai, eu cred că v-am văzut într-o meditație. Acum, în 97, povestea era în 2012, îi povesteam cum eu în 97 l-am văzut. M-a întrebat, dar în ce an a fost? 97? Zice, păi era tocmai anul când eu mi-am terminat de construit mănăstirea în Nepal. Mănăstire pe care... Ai fost pe care o construise tocmai pentru a aduce, pentru a oferi posibilitatea cât mai mulți discipoli. Și din Occident. Să povestește un pic atmosfera din Nepal la mănăstire, că n-a spus-o nimeni. Eu tare, n-am ajuns. N-am ajuns. Cum e acolo? Și am înțeles că e o mănăstire enormă. Este o mănăstire foarte mare, în care sunt călugări,
călugărițe și copii. Copii. Fiind o țară săracă, foarte mulți copii și foarte multe familii sărace își dau copiii la mănăstiri pentru că au ocazia să învețe, e și școală, da, să învețe, să practice niște ritualuri, să aibă conexiunea asta cu divinitatea și au și ce mânca și ce îmbrăca. Adică mănăstirea are grijă de ei. Le schimbă total. Iar la maturitate, la 18 ani, ei sunt liberi să aleagă dacă vor să rămână și să continue pe drumul spiritualității. Adică nu există un angajament care te înrobește, te leagă. Da. Ci e o posibilitate să te dezvolți spiritual. Opțiunea ta ulterioară la 18 ani este dacă vrei să continui pe drumul ăsta sau vrei să revii la viața. Din ce îmi spui și ce am văzut din fotografii și știu că au fost apropiați acolo, e ceva foarte mare cu mulți oameni, sunt probabil niște zeci de călugări acolo, nu? Și n-aș putea, nu știu să spun cât sunt. Câți bani trebuie ca să întreții așa? Bun, construiești. Din ceea ce am văzut acolo sunt bloc, construcție care merge la $1,000,000, cred. Bun. Da, și apoi ca să întreții... trei corpuri de clădire. Ca să întreții așa ceva. De unde bani? Cât de greu e să faci? Mă gândesc la condiția din România, pentru că... Și tu ai fost implicat în proiecte care țin de copii, știu, nu? Și copii cu nevoi speciale, să le spun. Cât de greu este să faci un proiect, pentru că până la urmă ai nevoie de resurse financiare și toată lumea cere și foarte greu să primești și bun, să faci un lucru ușor, să-l întreții. Există foarte mulți oameni care donează, da, care îi susțin pe acești călugări. Sunt copii care sunt susținuți de oameni bogați din Nepal, pentru că există și o pătură bogată. Adică, practic, își alege un copil și îl ajută să stea în mănăstire și să aibă un viitor. Sigur că sponsorul principal în mănăstire la Master Tampai este chiar Master Tampai, care susține prin călătoriile lui, prin învățăturile pe care le dă, prin donațiile pe care le primește sub personal, nimic nu este pentru el, totul este pentru mănăstirea lui. Este foarte important. Și Annie Choing, da, la fel. Sunt istorii, sunt modele de viață. Dacă am înmulțit măcar cu 20-30 ca ordin de mărime numărul oamenilor care au astfel de viziune, lumea noastră ar fi superbă. Auzeam că un miliard de oameni pe glob se culcă flămânzi, iar noi oameni buni am mâncat bine azi noapte, aseară când ne culcăm. E ceva fantastic. Se aruncă zeci de tone de mâncare când oamenii rămân flămânzi. Asta e o chestie de conștientizare și de conștiență. Și apoi, senzația asta că, bun, eu dacă dau de la mine, rămân eu fără. Cât dau și cât am? Te-ai confruntat personal cu lucrul ăsta? Generozitatea ta, cât să dai și cât să-ți rămână? Aici o să mi-am adus aminte de o poveste pe care o spunea Master Tampai, chiar acum, ultima dată când am fost. De pe vremea când era un simplu călugăr și s-a dus la piață să cumpere zarzavaturi și avea o hârtie de 1000 de rupii nepaleze și 100 de rupii nepaleze. Și există acei sadhu, acei oameni care renunță la tot și pleacă în călătorii spirituale, trăind doar din ceea ce primesc, din cerșit. Și întâmplarea era în India, parcă. Acest indian sadhu s-a apropiat de el și master s-a gândit: am să-i dau hârtia de 100 de rupii. Și după aia s-a autoanalizat și a autoanalizat gândul și și-a dat seama că este un gând meschin. Și că un călugăr budist ar trebui să dea dovadă de generozitate. Și a zis, las la întâmplare, soarta să aleagă. Pun mâna în buzunar și ce hârtie iese, aceea o văd. A pus mâna în buzunar și a scos hârtia de 1000. De 1000. Șoc. Da, asta a fost un legământ, a zis că ce iese, da?
și i-a dat Sadhului această mănăstire, această hârtie. Și Sadhul s-a uitat intens la el și i-a spus: ești un spirit mare, într-o zi tu ai să construiești o mănăstire. Și a fost ca un program, pentru că într-o zi master a construit acea mănăstire. Și ne-a povestit această întâmplare în momentul când același Sadhu a venit la master la mănăstire, tot cerșind, pentru că îl consideră maestrul lui. Eu sunt Sadhu, am credința mea, dar tu ești maestrul meu. Fantastic! Și atunci master, da, era de ajun de losar, de anul nou. Și atunci este obiceiul ca fiecare, cei care vin la mănăstire să doneze, cei care au nevoie vin la mănăstire și primesc, li se dau. Și atunci a fost momentul când acest sadhu, de acum foarte bătrân și foarte bolnav, i-a povestit lui master că a fost extrem de bolnav și era să moară și era într-un spital în India. Și toată lumea striga și toată lumea spunea, povestea că în, aproape în comă fiind, acest sadhu striga numele lui master, 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 master. Și a venit spunându-i lui Tampai, maestrul lui Tampai: master, tu m-ai salvat, am strigat numele tău și tu m-ai salvat, uită-mă aici, am venit să-ți arăt că tot am reușit să trec peste moarte și să trăiesc, dar numai tu m-ai salvat. Și atunci master și-a amintit: ah, tot auzeam pe cineva că mă strigă toate lunile astea și nu știam cine e. Deci această comunicare la nivel subtil. Da. Când ai un maestru, asta înseamnă că ai un punct de sprijin în univers și poți să muți, să schimbi, să modifici tot universul. Noi ne-am pierdut acest reper, maestru extern, care e un maestru intern. Și apoi, în alchimia portofelului nostru, cum să scoatem hârtia cea mare și să o dăm? Tot așa, din întâmplare, vezi, de vezi ce. Scuză-mă, te-am și atunci, și atunci, uite, a reușit să-și facă o mănăstire. A dat la acel timp ultimii bani și a ajuns să fie... Acum, dacă am spune oamenilor, dați toți banii pe care îi aveți și tocmai prin gestul ăsta veți deveni de o bogăție inimaginabilă. Nimeni. Oamenii cred că acum schimbă postul. Ce chestia asta? Nu. Asta este un lucru care trebuie să vină, la sine. Fiecare are un moment în care ajunge la această înțelegere. Deschide inima. Da, mi-aduc aminte când eram eu mică și îmi chemam copiii la ziua mea: să nu vii fără cadou, că nu te primesc. Da, să nu vii fără cadou. Acum le spun: nu trebuie să vii cu cadou. Cadou pe care mi-l faci este prezența ta. E un drum. Tot un cadou, cadou e ultim. E ca cel mai important cadou, nu? Important. Faci cadouri. Îmi vorbești un pic de proiectele tale cadou? Că e important, sunt aparte. Proiectele mele. Eu m-am angajat pe drumul ăsta al teatrului pentru femei. Ca să vorbim și despre lucrul ăsta. Da. Pentru că mi se pare că femeile nu sunt destul de exploatate în sensul bun al cuvântului pe scenă, pentru scenă. Au un potențial artistic, creativ și imaginativ foarte puternic și am făcut această, împreună cu alte femei din teatru, am făcut această asociație a femeilor din teatru. Și când ai făcut asociația? În 2001. 2001. Sunt deja, iată, 13 ani. 13 ani și din 2009... 2008, de fapt, avem și studioul nostru, care este Teatru pentru Puțini, în podul casei părintești. În podul casei părintești. Teatru acasă, cum ar fi. Chiar vorbeam că eu nu cred că mulți din București, cel puțin, și-au făcut un teatru pentru puțini în podul casei părintești. Eu cred că mai sunt câțiva. N-am orgoliu să cred că sunt singura. Mm-hmm. Nu cred că sunt singura. Cred că, de fapt, suntem atât de interconectați că gândurile, proiectele și visele noastre sunt de multe ori comune și e foarte bine așa. E foarte bine așa pentru că, de fapt, nu suntem... Această individualitate, să ne legăm de corp și de eul nostru, nu există. E un atașament pe care trebuie să-l pierdem.
și îl pierdem. Eu ești spontan. Tu, tu da. Sunt eu într-o... la nivel subtil. Asta este misterul prosperității, a împărtăși și nu a ține pentru tine. Paradoxal, misterul securității este să ai grijă de celălalt, nu de tine. Da. Și atunci te simți implicit securizat. Da, aici vreau să să-ți spun o poveste. Pentru că am făcut jurnalul Anei Frank și am avut bucuria de a citi mai mult despre ea și despre ce s-a întâmplat, ceea ce nu știe multă lume, ceea ce s-a întâmplat cu ea, cu familia Frank, în lagăr, povestit de martori. Și singurul supraviețuitor al familiei Frank a fost domnul Frank, care în lagăr se ducea la baraca copiilor și le spunea povești. Deci n-a avut grijă de el. Deși era, paradoxal, era cel mai în vârstă din toată familia. Deci, practic, ar fi trebuit să fie unul din victime. A supraviețuit. Și a supraviețuit hrănind cu povești. Hrănind cu povești copiii. Deci el a avut grijă de alții. El a fost cel care a supraviețuit. Revenim. Teatru pentru puțin, teatru grija pentru puțin, pentru grija pentru, pentru a releva destinele unor femei celebre sau femei celebre din spatele unor bărbați celebri. Cum ar fi? Deci, am început cu Anne Frank, am avut un spectacol cu Rose, o supraviețuitoare a Holocaustului și care revine și devine o femeie bogată, dar are nepoții în Israelul zbuciumat. Și plânge pentru o fetiță palestiniană împușcată chiar de nepotul ei, amintindu-și de fetița ei evreică împușcată în ghetoul din Varșovia. Și își dă seama că există o similitudine. Există o similitudine. Aceeași poveste. Aceeași poveste, de fapt. Da. Este una. Ultima mea premieră este Zelda, despre viața soției faimosului scriitor Francis Scott Fitzgerald. Și Zelda, soția foarte talentată, care a fost mereu o sursă de inspirație la propriu, pentru că multe jurnale și scrisori ale ei au fost chiar materia romanelor lui Francis Scott, bineînțeles cu acceptul ei. Cu acceptul ei. Cum arată teatrul tău pentru puțin? Câte locuri? Cum l-ai făcut? Când ți-a venit ideea? Ideea mi-a venit în momentul în care, pregătindu-mă pentru teatru, să intru la facultate, mergeam în podul casei să îmi spun poeziile, repertoriul. Deja era consacrat spațiul acela. Deci, de atunci, cred că era impregnat cu teatru. Și după aia m-am gândit că singurul lucru pe care pot să-l fac pentru ca să ajut pe ceilalți este să le ofer un spațiu în care să vină și să se producă. Da. Și am lucrat cu studenții mei acolo. De fapt, primul proiect al Teatrului pentru puțin a fost un fost examen de vorbire, la Spiru Haret, la Facultatea de Teatru Spiru Haret, că ia uite cercul se închide, da. Cu studenții doamnei decan pe atunci, Lucica Mureșan, Dumnezeu să o odihnească. Un examen dintr-o carte pe care am găsit-o desfăcând biblioteca tatălui meu, o carte de mărturii ale supraviețuitorilor bombei de la Hiroshima. Și relatările erau atât de vii și proba pentru acel examen era cum reușești să te pui în pielea unei întâmplări atât de adevărate, să relatezi un fapt de viață atât de adevărat, să intri în acel rol.
Ulterior, acest examen a devenit un spectacol, se cheamă Mărturii Hiroshima. Și ce să spun? A fost pentru ei primul contact cu publicul. Cu publicul, nu un profesor la un examen sau colegii care vin să vadă, ci cu altfel de public. Dar Mitter, Teatrul pentru puțin are cumva publicul lui. Avem pagină pe Facebook, după care a urmat monologe. Spațiul acesta mic m-a obligat să îmi ascult imaginația și să fac monologe, pentru că era mai simplu. Monologe care au în centru lor, evident, femeia. Am avut premiera acum un an cu Charlotte Salmon. Este un alt fel de Anne Frank, dar pe pictură. Este povestea unei nemțoaice trăind în Berlinul ocupat, care era foarte talentată și provenea dintr-o familie de... Dar n-ar trebui să povestesc lucrurile astea, ar trebui să vă invit să vedeți Charlotte Salmon de Erin Kaplan, pe care ai cunoscut-o, că a venit să vadă spectacolul și a fost foarte încântat, a zis că din toate punerile în scenă ale piesei ei, asta a fost cea mai extraordinară, cea mai... Na, cum s-a exprimat? Cea mai vie, cea mai dramatică. Da, având-o ca protagonistă pe actrița Andreea Bolovan, care a terminat actoria la Spiru Haret și face acum un master la UNATC. Am mai făcut o piesă cu Ana Turoș, tot o absolventă de Spiru Haret, cu un text foarte interesant, tot despre civilizația modernă, o femeie a străzii care îi așteaptă pe extraterestri. O femeie a străzii? O combinație spațiu extraterestru. Și care, înnebunind, a înlăturat iluzia realității. A ajuns la... Exact la ceea ce vorbim noi. În natura minții. A ajuns în natura minții și să vadă lucrurile altfel. Să vadă dincolo de ecranul ăsta al iluziei realității. Și atunci ea, bineînțeles, vede... ființe din alte dimensiuni, din alte civilizații. Este un mister în capacitatea de a putea realiza spontan o altă dimensiune a vieții și iată, prin teatru, tu ai reușit să vezi mai bine, ai făcut un doctorat în teatru. Obiectul? Da, obiectul, funcțiile obiectului. Sună foarte abstract așa, pe înțelesul tuturor. Ce ai vrut să afli acolo? Ce e obiectul ăsta? Îți spui obiect, mă gândesc la fenomen în general. Nu. Când spun obiect, mă refer chiar la obiect. La masă, la scaun, la costum, la mască. Lumina pe scenă este un obiect. În funcție de cum cade lumina, se amenajează spațiul. Da. Un spațiu devine dramatic sau nu? Clar, dacă vine de jos, umbrele. E o temă fantastică, obiectul. Da, este fantastică, pentru că absolut tot ce este pe scenă este obiect. Și subiect? Atunci, unde e subiectul? Subiectul. Nu în accepțiunea asta. Subiectul este totul. Totul este subiect. Povestea în sine este subiectul. Ideea de dincolo. Subiectul este natura minții. Subiectul este natura minții, da. Iar obiectul este iluzia asta. Și dacă un obiect își schimbă funcția, deci masa asta nu mai folosesc ca masă, ci o folosesc ca podium și fac o statuie, obiectul se transformă. Exact așa cum transformăm și noi realitatea în funcție de ceea ce... de situație și în funcție de personajul pe care îl jucăm. Eu aici, în acest studio, joc un personaj. Nu sunt eu. Da. Sau sunt o mască a mea. O mască a ta. O mască a mea. Dacă povestesc despre teatrul meu, sunt cineva. Dacă povestesc de Master Tampai, sunt altcineva. Sunt discipolul de Master Tampai. Ne putem
imagina un experiment în care 10 secunde în acest studio nu mai ai nicio mască? Cum ar fi asta? Ar trebui să stau în meditație. Să stăm și în să meditație. Încerc să fiu în natura minții mele. Cu alte cuvinte, am luat o postură de granit, să spun, nu? Și oamenii... Pur și simplu relaxată. Relaxați. Cred am încercat să nu avem gând. O emisiune făcută în felul ăsta fără mă și face un rating fantastic. Ce zici de lucrul ăsta? Rating? Eu nu m-aș gândi la rating. Da, nici, de uite că mie mi-a venit în minte. Acum îmi imaginam... Monkey business. Exact, îmi imaginam pe la profit. Producătorul, da? Nu te gândi niciodată la rezultat. Gândește-te că tot ceea ce faci trebuie făcut pentru că ai de făcut o acțiune, spune maestrul Yogeshwar, da, nu? Da. Că ai de făcut o acțiune fără să te gândești dacă rezultatul ăla e bun, dacă ai rating sau n-ai perfect rating. Tu trebuie să faci lucrul ăla foarte bun și mai mult de atât. Tot ce faci trebuie să oferi, să fie o ofrandă. Da. Faci acest lucru pentru Dumnezeu, pentru divinitate. Tot vorbeam de oferim, de oferim și atunci, lor. Hai să trebuie să facem lucrul ăsta. Oameni buni, acum este un moment capital. Fără mască 10 secunde măcar sau cât putem. Cum? Tot e un rol. E un rolul da, fără pentru rol. Pentru că suntem roluri fără mască. Da. Pentru că suntem aici mască. Pentru că am anunțat. Lucrurile se întâmplă spontan sau nu se întâmplă deloc? Da, nu cred că ar trebui anunțat. Cred că pur și simplu să cădem în... Știi? Eu cred că un yogin când stă în samadhi, nu anunță, aoleu, acum mă duc în samadhi, fiți atenți. Și apoi probabil că un studio de televiziune nu este locul propice pentru a intra în samadhi. Eu cred că un inițiat intră oriunde în samadhi, nu contează. Numai că nu intră cu gândul, hai să vedem cum e. Sau, uitați-vă la noi. Da. Noi suntem în postura de show. Da. De care nu putem să scăpăm. Suntem excelentă în postura remarcă de show. Deci, dacă noi acum spuneam oameni în 10 secunde fără mască, era fals. Da, dar jucam că suntem fără mască. Cred că e ca noi, novicii, care încercăm să medităm în natura minții noastre și între două discuții, în momentul în care căutăm subiectul pentru celălalt calup de discuții și mintea noastră atunci este liberă de gând, de-abia atunci e fără masca al nostru. Dar știi ce? Cred că mulți, dacă s-ar fi uitat la noi așa stând granit și ar fi zis, dom'le, uite, e ceva interesant, oamenii ăștia chiar meditează, deși era un rol. Suntem cumva momiți de rolul fără rol. Uneori, nu ne dăm seama că atunci când, de exemplu, fac o asociere cu eul spiritual, nu? Seamănă aici. Eu vreau să fiu spiritual, eu vreau să fiu, ce înseamnă asta pentru mine să fiu spiritual, să fiu generos și să construiești un rol fără rol. Rolul de generos și de spiritual, care este de asemenea un pericol fantastic. Câtă vreme construiești și nu se întâmplă spontan, nu se întâmplă din tine, din toată inima. Eu cred că trebuie să existe intenția de a fi spiritual, dar să fie o intenție fără atașament, nu cu înverșunare. Trebuie să vină din relaxare spiritual și trebuie să tine, ce trebuie înseamnă? Să fie primul cuvânt pe care îl asociezi. Psihanaliza începe. Primul cuvânt pe care l-a primul cuvânt care îți vine în minte pentru că ăla este cel mai nu știu de ce îmi vine Dumnezeu. Dumnezeu. Da. Și de aici. Și de aici drumul spre Dumnezeu. Iar numele Dumnezeu nu poate fi rostit pentru că atunci când este rostit nu-l mai reprezintă pe Dumnezeu. Nu, pentru că are prea multe. Și că Dumnezeu e peste tot. Cred că peste tot. În momentul în care înțelegem că și masa asta e Dumnezeu și paharul cu apă e Dumnezeu, toate sunt Dumnezeu, atunci e grozav. Nu suntem în Dumnezeu. Ne închinăm, realitatea noastră e Dumnezeu. Da. Percep divinitatea din obiectul. Nu, te revolți uneori dimineața, îți vine să înjuri în trafic sau nu mai știu ce? O
obișnuiam să înjur foarte tare în trafic. Acum, cred că nici eu nu mai stă așa vigilentă în trafic și nu mă mai deranjează că unii merg încet. Am ajuns în postura de a merge încet. Eu cred că dacă stăm puțin și ne gândim cu adevărat la acel obiect, descoperim natura lui de Dumnezeu. Ce efort a fost, de pildă, dacă mă uit la masa asta și mă gândesc, a fost înainte un copac care a crescut dintr-o sămânță. Da. Și sămânța respectivă. Care cineva și l-a tăiat. L-a tăiat și a făcut un sacrificiu. Da. Și copacul a plâns, dar s-a bucurat când acel cineva a făcut o masă care... S-a încheiat viața de copac, a început viața de masă. Da. Și viața asta de masă o să ajungă la gunoi. Și cineva va arde gunoiul ăsta și se va întoarce din nou în pământ și va începe un alt copac. Și asta nu e Dumnezeu. Și va începe un alt copac. Așa și cu oamenii. Așa și cu oamenii. Așa și cu oamenii. O să înceapă un alt om. După ce se termină omul pe care îl... ca ne imaginăm că suntem. Ce-i drăguț la om, că omul care începe, omul nou, este omul care are deja niște acumulări de merite, niște gânduri, niște revelații, care măcar o dată sau de două ori în viață a poposit în natura minții sau a meditat și pornește cu o altă zestre. Da, o altă zeste. Pornește deja cu o cunoaștere. Să realizezi cine ești, cine ești. Mai avem 5 minute. Acum revin puțin. Gândeam, ai făcut asociația femeilor din teatru, nu? Și feminitate și spiritualitate. E o dimensiune a feminității importantă în spiritualitate pe care ai simțit să o susții și în teatru. Teatru pentru femei, asociația. Feminitatea receptivă, grijulie, fundamentul, tara, nu? O ipostază feminină? Da. Așa, concret, vorbind, cred că femeia are un foarte important rol în educație pentru tineri. Atunci, eu cred că și femeile și bărbații trebuie să caute spiritualitatea. Nu fac o discriminare, că numai femeia trebuie să fie spirituală. Doamne ferește, departe de mine acest gând. Mai ales că într-o viață poți să fii femeie, într-alta bărbat, așa că... Direzia s-a fost chiar în aceeași viață și femeie și bărbat, vorbeam de... Deci cred că teatrul care caută spiritualitate, care caută să ilustreze, să reamintească că drumul nostru este spre spiritualitate, face un bun lucru. Pentru că teatrul trebuie să fie oglinda lumii. Și atunci ne arată că drumul cam ăsta este. Drumul cam ăsta este, mai sunt 3 minute și jumătate. Diana Cetărchi, mulțumesc pentru că am fost aici. Trec la pian și spui nu știi ce. Sau... cred că am să continui. După cum puteți vedea, este să realizăm acum, în timpul vieții, când încă mai avem un corp, că soliditatea sa aparentă, atât de convingătoare, nu este decât o iluzie. Metoda cea mai puternică de a realiza aceasta este să învățăm cum prin meditație să devenim un copil al iluziei. Să ne abținem de a solidifica, așa cum suntem întotdeauna tentați să facem, percepțiile despre noi înșine și despre lumea noastră. Să mergem mai departe,
asemeni copilului iluziei, văzând nemijlocit că în meditație, că toate fenomenele sunt iluzorii și de natura visului. Realizarea aceasta, care extinde natura iluzorie a corpului, este una din cele mai profunde și mai inspiratoare care ne poate ajuta să ne detașăm.